Shanghai. Din ultimul nostru vlog din această călătorie. Hai să trecem. Așa, revenind. Ultima zi aici. O zi tot înorată, ca și aia de ieri. Sperăm că fără ploaie. Sperăm cu... Da, vremea fără ploaie. Vremea așa spune că nu ar trebui să plouă. Da, doar că aici picru un pic. Din păcate, pare că n-o să reușim să vedem Shanghai-ul pe cerțenin. Însă sperăm ca măcar norii să fie mai sus decât ieri, ca să avem o priveliște mai frumoasă asupra vârfurilor foarte înalte ale clădirilor. Pentru că plănuim să urcăm în Shanghai Tower, a treia cea mai înaltă clădire din lume. Da, a fost detronat în noiembrie 2023 de către Merdeka, pe care ați putut să vedeți în locurile noastre din Kuala Lumpur. Dacă nu, duceți-vă acum și uitați-vă la ele. Da, atunci când am fost noi în Kuala Lumpur, Merdeka nu se vizita, așa că ne-am mulțumit doar cu view-ul ei. De anul acesta am înțeles că se deschide și pentru vizita pe la finalul 2024. Ceva de genul. Poate ajungem prin zonă, cine știe. Am văzut Shanghai Tower, am bifat top 3 cele mai înalte clădiri din lume. Da, văzute. Și am mai văzut pe locul 11, ați văzut vlogurile trecute. Taipei 101. Da, din Taipei. Shanghai e primul oraș ca populație din China. După el veni Beijingul. Și deși are 26 de milioane de locuitori, și mă rog, asta prin 2019, nu se văd. Adică pe unde ne-am plimbat noi era destul de puțin de lume. Mai puțin, să zicem, Nanjing Road, The Bund, locuri mai turistice, dar și acolo nu îmbulzeală atât de mare cum am văzut în Beijing, unde păreau că sunt mult, mult mai mulți oameni. Beijing e posibil să fi fost mulți turiști în perioada în care am fost noi. Turiști tot de-ai lor. Da. Dar noi nu facem diferența, dacă na. Pentru noi erau toți la fel. Păi chiar sunt la fel, că toți erau chinezi. Ce am mai remarcat aici e faptul că peste tot e foarte, foarte curat. Asta și pentru că au foarte mulți oameni la curățenie. Că vezi cu niște mașinuțe de gunoi mici. Sunt peste tot și cu de-alea cleme din alea de prins gunoiul. Și iarba tunsă la linie, acolo în spate. Floricele, panseluțe puse peste tot. Da, au foarte mulți angajați peste tot. Asta nu e o chestie pe care noi am văzut-o doar în China. Adică... Am văzut în Emirate. În Emirate, mă rog, în Arabia Saudită, în aeroport. Și nu doar asta, am văzut-o inclusiv în Asia în general. Adică la ei nu prea vezi o singură persoană la magazin să se vândă sau... Nu, o singură persoană la curățenie, niciodată, mereu sunt minim două, trei care am intrat ieri într-un magazin ăsta de încălțăminte, Skechers, și efectiv s-au plimbat două vânzătoare după noi, tot magazinul. Erau, cred că, 10 vânzători, da. Mă rog, femei și bărbați. Și efectiv am intrat, m-au abordat, am zis că mă uit. Două au stat non-stop după mine cât m-am uitat pe acolo. Și nu era prea populat magazinul. Dar cred că asta e și o chestie a regimului, probabil. Eu cred că este și o chestie asiatică, nu doar a regimului. Nu știu câți bani le dau, dar ți-am zis, am văzut și în alte țări din Asia la fel foarte mulți oameni. Nu prea vezi ca la noi un om singur în magazin, ăla încasează, la pune la raftă, la vorbește cu tine. Nu am văzut niciodată în Asia așa ceva. Am ajuns din nou pe Nanjing Road. Dar, după cum puteți observa, nu este chiar același farmec cum a fost aseară. Însă e normal că e și 9:30 dimineața. Ai grijă că te calcă trenul. E mult mai puțină lume, chestiile sunt închise. Mai zis, Cristina nu are același farmec. Și, nu știu, mulțimile de oameni au farmecul lor. Totuși sunt mai mulți oameni decât mă așteptam atât de dimineață. Totuși. Noi am venit aici că nu prea sunt chestii deschise la ora asta. Ce nu ne așteptam deloc este să vină oameni la noi să ne vândă fake-uri. Noi citisem că sunt interzise. Da, vezi că tu treci fix pe linia... Nu știu cum faci, dar mereu ajungi pe linia trenului. Revenind, citisem că sunt interzise, dar totuși sunt niște oameni aici, e și poliția lângă, deci nu știu. Noi, dacă vrem să facem shopping, acum presupunem că sunt fake-uri. Că n-am încercat. Nu cred că venea băiatul ăla cu Chanel și așa, că asta mi-arăta geantă, pantofi, nu știu ce, de firmă, dacă vreau. Deși e plin de mașini electrice pe aici, n-am văzut nicio stație de încărcare, nicio mașină la încărcat. Și cred că am văzut
în Beijing și în Shanghai în total o benzinărie și atât. Nu știu exact unde se încarcă toate mașinile astea. Grădinile Yu la care ne aflăm noi acum sunt niște grădini întinse pe o suprafață de 2 hectare, construite în secolul XVI, terminate în 1577, în timpul dinastiei Ming, iar aceste grădini au fost construite de Pan Yunduan pentru tatăl său care era ministru în acea vreme, Pan En. Sunt niște grădini tipic chinezești, cu o arhitectură specifică, poduri în formă de arcadă, rogi și multe alte plante. Motivația din spatele construcției acestei grădini a fost pentru ca copilul să-și arate respectul față de părinții lui, care erau la o vârstă înaintată. Din păcate, el a construit grădina asta, doar că cheltuielile necesare întreținerii ei l-au ruinat. În timpul primului război al opiumului, una din clădirile de aici, din grădini, a fost folosită de către armata britanică pentru câteva zile ca centru de operațiuni. Cum ieșiți de la Yu Garden, dați în Yu Yuan Old Street. Sau cred că le-am mai văzut și ca Shanghai Old Street, depinde pe ce hartă vă uitați. Și practic este un loc istoric, plin de magazine și locuri de mâncare, plin de agitație și de niște clădiri superbe în arhitectura zonei. Și deși nu este unul dintre cele mai recomandate locuri și găsiți alte locuri și pentru cumpărături și pentru mâncare dacă căutați pe internet, eu, noi, de fapt, vă recomandăm acest loc pentru că ni se pare cel mai divers, cu prețuri acceptabile, se și negociază la unele tarabe și pe lângă asta am întâlnit mâncare mai diversă și chiar bună, pentru că am avut o mare problemă cu mâncarea această vacanță. Deci, pentru noi, acesta este top locul 1 pentru suveniruri și mâncare. Pare că am dat și de un loc foarte popular unde lumea stă la coadă și am observat că le place să stea la coadă. Am văzut asta în mai multe locuri și de obicei se fac cozi imense la anumite restaurante renumite. Nu e singurul. No, și de-aia noi am cam renunțat să mergem la restaurante renumite pentru că am pierdut câteva ore probabil la cozi. Ce am uitat să precizăm e că pentru a intra la grădini e tot așa nevoie de pașapoarte. Nu le-a scanat, nu le-a făcut nimic, doar s-a uitat la ele. Să vadă că suntem noi. Și tot mănânci cu atâta poftă, Răzvan. În frigorul e de porc. Uite cât e de mare. Cred că are 300 de grame, dacă am înțeles eu bine de pe ceea ce scrie acolo. Da, măcar e bună. Și următoarea chestie cumpărată, de fapt cred că e a treia pentru noi, dar n-am filmat tot. O înghețată super cute, din cocos. E bună? Da, am luat-o pe jos să ne mai plimbăm și să mergem înapoi spre Nanjing Road ca să luăm un drum prin tunel. Dar cred că puteți observa că este mai aglomerat decât a fost vreodată și nu-i doar ce vă spuneam că nu este atât de aglomerat Shanghai și că nu se simte, deși are mai mulți locuitori decât Beijing-ul. Ei bine, cam așa au fost și zilele în Beijing, cum se vede aici. Și ne îndreptăm către Shanghai Tower. Dar pentru a ajunge acolo trebuie mai întâi să trecem pe sub râu pe care l-ați văzut de aici la The Bund. Și vedem și dacă ne iese. Și am luat și biletele ca să nu ne luăm țeapă că n-am înțeles biletele combinate cum sunt și ne era că urcăm în alt turn față de cel pe care vrem noi, pentru că se pot vizita toate cele 3-4 turnuri. Am luat doar trecerea prin tunel, 50 de persoane. One way. Hai să vedem ce am luat. Oare mergem pe jos sau mergem cu ceva Eu transport? Sper că mergem cu transport. Am intrat și pentru început coborâm scările.
și sunt tapet drăguț. Nu pare de aici. Pare de undeva din Thailanda, în peisajul. Da, pare că mergem cu gondola. Super nebunie, ajunge aici până în capăt. Și apoi o întoarce pe loc. Da, să ne urcăm noi? Pare că da. Și prinde loc în față. Perfect. Și cam mai apare că ne așteptăm în față un tunel luminat. Mergem chiar singur, avem tur privat. Da, ne-am lăsat singur în trecut. Mai veni să niște oameni, am crezut că îi bagă și pe ei, dar... Ne-au stins becurile. Aaa, ce drăguț. Și acum trecem pe sub râu. Cam cu ghiuncă. Cam zdruncinată, da. Arată drăguț. Presim că o să mergem cu viteza asta tot drumul. Simpatic. Pentru 64 de lei amândoi, ceva de genul. Pe aici am, pe aici am ajuns la ecrane. Mai sunt... Aici este LED-uri. Lavă, magma. Ceva. Urmează să ducem în paradis și iată. Amândouă în același timp. Deci drumul a durat cam 3-4 minute. E drăguț așa. Da. M-aș tăia la ceva mai lung. Mă bucur că n-am luat two ways, că n-am luat us întors, că nu e cine știe ce putem să mergem cu metrou, că tot aia e. Bine, oricum, dacă luam dus întors, mai era doar 20 de ioane în plus, deci încă 12 lei, da. 13 lei. Mă rog, a fost o experiență, n-a fost wow. Ne-a scutit de niște ocol. Și la ieșire nu vedem decât turnul de televiziune. Da, pare că am ieșit în clădirea de lângă. Da, și Shanghai Tower e probabil după clădirea asta. Noi credeam că ajungem relativ aproape, dar se pare am că... Am ajuns la turn. Da, la credeam că mai aproape, mai avem 17 minute până... De departe parcă toate sunt una un lângă alta, dar da. Nu-s chiar așa. Nu, așa că hai să mergem. S-au luat biletele. Au fost 180 de persoane. Și o să mergem doar până la etajul 118. Se putea urca până la 126. Dar era biletul 270, deci era o dată jumătate de mai scump. Și nu s-a părut că merită, așa că o să urcăm până la 118. Avem aici o istoria zgârie-norilor din 1885, când cel mai înalt era de 55 de metri. Și toate astea de aici, toți zgârie-norii de fapt, așa, au fost în New York și apoi a venit Asia și i-a detronat. Și acum topul e făcut mai mult din Asia. Chiar China, aș zice.
unul de aici, din Shanghai, are 632 de metri, 128 de etaje. Iar noi, cum am zis, am urcat până la etajul 118, 545 de metri. Și se laudă a fi cel mai rapid lift din lume. Da, eu găsisem pe net că din 2017 nu mai este, dar viteza care am urcat... Da, ei ne-au spus că este. Viteza care am urcat a fost de 15 metri pe secundă. Și cum arată blocurile astea, toate la linie, gen făcute fix la fel, grupuri și grupuri. Cum sunt alea albastre de acolo din spate, al set roșu. Alea par super, super mici. Și lângă Shanghai Tower avem și One World. World Financial Tower. World Financial Center. Center Tower. Da, care... Deci sunt băiat de pe strada de aici, că e construit de japonezi și are formă cică de sabie. Mă rog, ideea e că e mult mai ascuțit față de cel construit de ei, care este rotund și se îmbină mai bine cu natura. Și peste tot unde întorci capul se văd numai zgârienuri, mai mici sau mai mari. Și aici în stânga, dar pare așa de mic și de jos e imens, este și... Nici nu l-am văzut. Celălalt. Jinmao, triada celor trei turnuri care apar mereu împreună în poze. Dar ăsta este extrem de mic, fiind și așa aproape, nici nu se mai vede. Iar aceasta este a 12-a, cea mai înaltă clădire din lume, imediat după Taipei 101. Pe care l-am văzut acum câteva vloguri. Da, și suntem peste acum, cu ceva peste. Ce pot să precizez este că ei, cel puțin în cazurile astea două, nu prea au trișat cu antene de alea super lungi ca să fie mai înalt vlogul. Și acum are Burj Khalifa sau Merdeka. Da. Poate doar cu ăsta aici un pic. Dar foarte puțin. Și avem view și către turnul de radio și televiziune. Dar că geamul ăsta e cam șters, așa cam purtare se poate și mai rău, dar na. S-ar putea să avem parte și de un apus, dar că pare că se și vede, s-au dus din nori. Da, doar că geamul e cam șters, așa cam șters, cam murdar. Pare că Shanghai ne zice papa mai frumos decât ne-a zis bună. Exact. Da, s-au disipat norii. Da, pare că e destul de sus, deci mai avem de așteptat. Construcția clădirii a început undeva în jur 2008 și s-a terminat la sfârșit de august, în 2014, și e deschisă publicului din 2015 la început, de atunci fiind a doua cea mai înaltă clădire din lume, până în 2023, când i-a luat Merdeka 118, clădirea din Kuala Lumpur, locul. De ce ești spălată, Cristina? Trebuia să putem să urcăm și etajul 119. Unde era cafeneaua? Unde e cafeneaua și unde e singurul loc de unde poți să-ți cumperi ceva de băut. Dar ăsta aici la 118 e doar suveniruri. View și suveniruri. Și nici măcar nu este aranjat, adică n-ai locuri de stat jos, n-ai covoraș pe margine, n-ai stăm pe scări. Scările astea jos. Loc de stat jos. Da. Pare că există cafeneaua, nu e asta problema, ci doar că astăzi, din ce am zis de la băiatul, e că a fost închiriată. Se pare fenomenal să ai două etaje deschise pentru turiști, mă rog, pentru și încă două dacă plătești extra. Exact. Și unul din ele să le închiriezi, adică... Dacă oamenii au plătit... Nu, dar mai au altele. Nu știu, mi se pare, dar... Acum e de înțeles de ce e înghesuiala asta aici. Mă gândesc că sus poate mai erau și locuri de stat jos, ceva, că aici nu-i nimic. Tot aici în turn găsim și un hotel între etajele 84 și 110 și asta îl face cel mai înalt hotel din lume. În a treia cea mai înaltă clădire din lume. Plecăm totuși din Shanghai pe soare. Se pare că apusul de aici n-a dezamăgit. Inițial vreau să plecăm și începe ușor-ușor să dispară soarele. După nori. Nori care au avut noroc s-au disipat, astfel încât să avem noi parte de acest apus acum. Am prins un apus superb, iar pe lângă asta, ce am observat aici ca diferență față de Taipei, orașul este mult, mult mai luminat, adică chiar pare că merită să vii să stai
la apus seara și să privești orașul atunci când se aprind luminile. Și ca să vă faceți o idee, cam asta e partea cu apusul a clădirii și toți oamenii ăștia stau lipiți de geam. Și ne-am prins pe toți la început. S-a îndeplinit și dorința Cristinei să se aprindă clădirea din față, să fie luminată în albastru, de fapt. Acesta a fost și Shanghai-ul pentru noi și pentru voi. Și pentru voi, tripul nostru se încheie aici. Și odată cu el și acest vlog. Și începem drumul lung, lung spre casă. Noi ne-am luat bagajele, pornim spre aeroport. Și într-o 27 de ore, ceva de genul ăsta. 27 de ore să ajungem acasă. Să ajungem acasă. Sperăm. Sperăm să n-am întârziere. Țineți-ne pumne. Așa că dacă v-a plăcut, subscribe, like, comentarii, share cu alții. Să împingă YouTube la cât mai multă lume video. Și urmăriți-ne și pe Instagram _choosetotravel și choosetotravel pe TikTok. Pa, pa, și ne revedem din destinația următoare. Pa!